Salutare, dragilor, și bine ați venit la un episod din EduRider Motovlogs. Vreți să știți ce s-a mai întâmplat? Mamă, păi ne-am pus oglinzi, băi, băieți, fiindcă m-am săturat să mă uit aiurea în oglinzile mici. Și acum ce facem? Ne reglăm în pana mea, nu? Ia să vedem. Pam. Da, mă, da, văd și eu ca omul, chiar dacă pare că am urecheată, văd și eu bine. Am vopsit astea în galben fluo, am vopsit toată partea față negru mat și câteva accesorii galben fluo, adică șuruburile. Și ne-am schimbat suportul care era aici prins în suportul șurubului central al ghidonului. Practic, am cumpărat șurubul ăsta de la ghidon, care are special prindere pentru suport de telefon, are o gaură, iar aici jos e o țeavă și practic șurubul vine prin această piuliță, vine un șurub care vine prins și de șurubul ăla îmi vine prins suportul de telefon. E mult mai bine pentru că era iurea cu turațiile, să văd și eu kilometrajul, îmi era cam aiurea. Și așa l-am prins aici. Dacă vreți, vă și arăt puțin cum am făcut motocicleta. Ia să punem pe liber. Cam despre asta vorbesc. Negrumat, pentru că aici am avut o spartă de când am avut ultimul accident. Oglinzile sunt astea și chestiile astea trebuie să dau ceva, accesori galben fluo. Cred că de galben fluo. Cred că cu astea am exagerat, dar și ne-am pus adezivii ca să nu mai alunecăm. Astea sunt modificările care i s-au putut aduce lui Yamasita Thundercat. De oglinzi sunt foarte mulțumit. Doar că ar trebui o leacă mai jos dat oglinda dreapta. O lecuță mai jos. Dăm turița asta. Mamă, ce tare, așa vedem și noi frumos, elegant. Camera în oglindă, aveam mereu problema când aveam oglinda pornită, având oglinzile, aveam mereu problema când aveam camera pornită, având oglinzele mici, nu puteam să mă dau în jos ca să văd LED-ul ăla roșu. Și am zis, bă, gata, nu, luăm oglinzi originale, că practic sunt făcute pentru această motocicletă, dar nu sunt originale. Luăm oglinzi originale și stăm sănătoși, voioși. După cum ați văzut mai înainte, nu v-am arătat, dar am și semnalizări în oglinzi. Sunt destul de ok. Cam atât am făcut eu astăzi. Bineînțeles, am terminat astăzi, lucrez la ea de vreo săptămână, că nu prea am avut timp cu munca. Pe asta s-o las puțin mai jos, nu știu dacă poate. Gata, voi. Am putut. Riglat. Ziceam că ies astăzi, dar nu mai am chef. Cam friguț. Bun. Ne vedem pe drum. Asfaltul scad și ochii în pat. Ciao.